Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la ora știrilor. Fostul președinte al Curții de Apel Bălți a fost reținut pentru 72 de ore. Informația a fost confirmată pentru TV6 de purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Mariana Kerpec. Judecătorul a fost dus la audieri după ce procurorii anticorupție și ofițerii SIS au descins cu percheziții în această dimineață în biroul de serviciu, automobilele pe care le deține, dar și la domiciliu. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal în care Alexandru Gheorghieș este cercetat pentru îmbogățire ilicită. Procurorii anticorupție și angajații Serviciului de Informații și Securitate au descins cu verificări în biroul fostului președinte al Curții de Apel, Alexandru Gheorghieș, în cadrul unui dosar pornit pe numele magistratului pentru îmbogățire ilicită. Percheziționate acestuia i-au fost mijloacele de transport pe care le deține, dar și casa. Ulterior, acesta a fost reținut. Într-un comunicat emis de Procuratura Anticorupție se spune că începând cu anul 2014 și până în prezent, magistratul ar fi deținut și folosit prin intermediul persoanelor terțe bunuri care nu au fost incluse în declarația de avere și interese personale și care depășesc substanțial valoarea mijloacelor dobândite oficial pe parcursul exercitării funcției de judecător. Aceste bunuri includ 3 automobile luxoase, o casă de locuit, precum și alte imobile. Precizăm că perchezițiile au avut loc la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu. În cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii, acesta a cerut introducerea pe ordinea de zi a acordului privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală în privința doi judecători. Presa scrie că ar fi vorba despre magistratul Olesea Țurcan. Membrii CSM au admis doar percheziționarea judecătorului Curții de Apel Bălți, iar cererea în cazul celui de-al doilea magistrat a fost transmisă spre expertizarea Direcției Juridice a CSM. Pandemia, sărăcia și prețurile majorate pentru combustibil îi lasă cu ochii în soare pe șoferii din transportul rutier de pasageri. Cel puțin așa i-a găsit echipa noastră de filmare. Ei s-au plâns că în ultimul timp pornesc din gările auto cu microbusele mai mult goale. Oamenii nici nu-și mai amintesc de venituri și pomenesc mai mult de pierderi. Disperarea lor e și mai mare când se gândesc că ne îndreptăm spre iarnă, iar singurele schimbări s-au făcut deocamdată la prețuri urcate în sus. În aceste condiții, o salvare, spun ei, ar fi majorarea taxei de călătorie. Dar așa cum autoritățile nu se grăbesc să le dea curs solicitării, conducătorii auto se gândesc să-și apere drepturile la proteste. Acest bărbat se află la volanul microbuzului deja de 38 de ani și spune că nu-și amintește să fi trecut prin timpuri atât de grele. Singura soluție, spune el, pentru a face față scumpirilor din ultima perioadă este majorarea prețului pentru biletul de călătorie. Iar dacă această cerere nu va fi auzită, el și colegii săi vor ieși la proteste. Seasă lumea, seasă și eu. Știți cum am spus, suntem să ne luptăm pentru viața mai bună, viața mai modificată, mai... Tăți-o promis că ar fi mai bine, dar mă uit cam tot merge spre rău și rău. Motorii de 700 ceva și câștigăm 300-400 lei asta și asta e... Asta e rău de tot. Călători nu sunt... Tăți prețurile sunt mari. Nu vei reșire din situație nici acest șofer care vorbește despre pierderi imense după scumpirea combustibilului și nu doar. La minus 60-70%. Călătorii nu fug din țară, se duc din țară, ei nu sunt aici, nu avem cine duce. Până când ajung bătrâni, că o îmbătrânit țara nu îmbătrânit. Dar s-a dus lumea din țară, că nu mai are la ce ședie în țara asta. Tot se scumpește și... Oamenii spun că scumpirea gazelor naturale, a benzinei și motorinei, ce generează majorări de preț în lanț, i-au făcut să se îngloade în datorii. Cheltuielile sunt mari la motorină, la combustibil, mai în scurt. Sunt mari cheltuielile. Și noi mai pasageri puțin, lumii nu-i. Și noi mai închegăm, dincolo luăm, punem dincolo. Știți cum eu credituri de astea? De aici un creditelier și-l dă la alt banc, care iar datorii. Așa și noi facem. Cheltuielile pe zi la fiecare rută e de 1200-1300 de lei. Cu salariu și cu motorină. Dar venituri pe zi, de exemplu. Dar care venit? Puteți vă controla, puteți vă uita ce venituri avem. Serioase. Să nu ne închidem, e ca așa, îmblăm toți cu câți oameni se primește. Probleme din transport deja se fac observate, spun pasagerii. Nu prea merg rutierii, ne aduc și ne mai las la drum, ne mai întâlnesc alte rutieri și ne eu. Totuși, oamenii sunt împotriva unei noi scumpiri, mai ales că încă nu știu cum să le facă față celorlalte. Știi, cam e scump, dar
ce să facem? Dacă avem nevoie, plătim și încem. Drumuri străli, drumul e scump, e 50 lei. Dar dacă o să scumpească și mai tare, o să călătoriți oricum dacă o să aveți nevoie? Nu, dar dacă am nevoie la medic, să am nevoie, cum nu vrei, trebuie să... Administrația Autogării de Nord susține că din cauza lipsei de pasageri, mulți șoferi și-au schimbat locul de muncă, iar alții nu vin, așa că nu știu cum să rezolve penuria de cadre. Este o problemă reală care ne lovește tare, atât cât pe lucrătorii noștri, cât și automobilele. Dimineața la ora 6-7, zeci de microbuze pleacă goale. Transportatorii de pasageri au anunțat că vor ieși la protest. Se întâmplă după ce Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu a actualizat tariful pentru serviciul de autogară și cel de transport, lucru solicitat încă acum o lună. De cealaltă parte, Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a declarat că nu va semna pentru nicio majorare de tarif la transportul public până nu va înțelege cum se stabilește prețul la biletele de călătorie. Gazele consumate în luna octombrie vor fi calculate după prețul vechi, adică de 4 lei și 29 de bani pentru un metru cub. Precizarea a fost făcută de către Moldova Gaz. Întreprinderea susține că în factură va fi inclus consumul efectuat până la data de 1 noiembrie, dată la care tariful s-a majorat de aproape 3 ori. Recent, ANRE a stabilit un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici, acesta fiind de 11 lei și 8 bani pentru un metru cub. Potrivit analiștilor economici, acesta este cel mai mare preț din istoria țării, care va sărăci și mai mult păturile vulnerabile ale populației. Totodată, guvernul a decis să compenseze pe timp de iarnă doar primii 150 de metri cub de gaze pe lună. Iar agenții economici nu vor fi ajutați în niciun fel, a anunțat premierul Natalia Gavrilița. Majorarea de 3 ori a tarifului la gaze va genera scumpiri în lanț la diferite produse alimentare și nealimentare, dar și la utilități, mai spun experții. Iar furnizorul principal de căldură din capitală a cerut deja o majorare de preț pentru o gigacalorie cu aproape 60%. Situație tot mai gravă în România, unde la fiecare 24 de ore mor cel puțin 200 de pacienți infectați cu noul coronavirus. O morgă din București este arhiplină, iar rudele celor decedați așteaptă ore întregi în curte pentru a ridica cadavrele celor dragi, scrie presa locală. Medicii de la morgile supraaglomerate spun că nu au mai văzut în toată cariera atâtea decese într-un timp atât de scurt. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Morga Spitalului Universitar din București este din nou plină cu pacienți decedați din cauza COVID. Doar în această dimineață, boala a luat viața a 30 de oameni, în condițiile în care capacitatea morgii este în jumătate. În tot acest timp, rudele stau ore în șir la coadă pentru a-și ridica morții. Azi dimineața de la ora 7 așteptăm pentru bunicul nostru. N-am cuvinte. Extraordinar de multe decese. Extraordinar. Și în continuare, nu, mai avem, cred că 2-3 săptămâni, numărul de locuri în frigidere este limitat, undeva la 15-16 locuri. Restul afară. Afară, în fața frigiderilor, pe tărci. Medicii îi acuză și pe doctorii care pun piedici vaccinării. Nu mi se pare corect ca bolnavi care au diabet să li se spune de către medici, nu vă vaccinați, fără să li se explice din ce motiv, bolnavi care sunt diagnosticați cu un cancer, să li se spună nu vă vaccinați pentru că n-are efect citostaticile. Noi avem în morgă pacienți care au decedat din cauza că erau bolnavi de cancer și au făcut COVID și cu ocazia asta s-au prăpădit. E rușinos ce facem. În România, doar în luna octombrie, peste 10.600 de pacienți au pierdut lupta cu virusul nemilos, iar din noiembrie morgile sunt din nou neîncăpătoare. Revenim în țară. A turuit astăzi cu acuzații la adresa primarului general al municipiului Chișinău, Ioan Ceban. Edilului îi se reproșează că așa și nu a implementat proiectul de oraș inteligent despre care vorbea anterior, că nu face publice cheltuielile din bugetul municipiului sau că în 2 ani de mandat nu a realizat nici pe jumătate ideea care prevedea construcția 10.000 de locuri de parcare în capitală. Promisiunile neîndeplinite încă i-au fost amintite lui Ceban de către fostul primar interimar Ruslan Codreanu la o conferință de presă.
Fostul primar interimar Ruslan Codreanu îl acuză pe actualul edil de netransparență. Potrivit lui, Ion Ceban nu publică raportul anual de executare a bugetului municipal, lucru care în opinia sa este revoltător. Într-un asemenea context, susține Codreanu, nu se cunoaște pe ce s-au dus zeci de milioane de lei, dar și creditele luate. Lașitatea a triumfat, pentru că e mai ușor să scrii statusuri frumoase pe Facebook decât să ieși în fața oamenilor să spui exact pe ce ai cheltuit 6 miliarde de lei. Să spui exact care este deficitul bugetului municipal, care este gaura în care ne îndatorezi și pentru ce iei credite. Să ieși cu un raport de ce nu s-a făcut un proiect sau alt proiect. Potrivit lui Codreanu, au trecut 2 ani de când mai multe proiecte de infrastructură promise de Ion Ceban așa și nu au fost inițiate. El vorbește despre reparația străzii Mesager, dar și a podurilor de pe arterele Ismail și Mihai Viteazu, gradul de uzură căruia este de 80%. Și fiecare an, primăria bugetează bani pentru strada Mesager. Nu s-a făcut nimic. 2 ani la rând, Ion Ceban se plimbă pe poduri, face un cerc înconjurat de 30 de specialiști și promite că podurile vor fi reparate. Dar mai departe nu îl duce capul să le repare. Banii s-au alocați, peste 50 de milioane s-au alocați pentru reparația podurilor. Dar reparație nu este. Un alt păcat atribuit lui Ceban de către Codreanu este lipsa celor 10.000 de locuri de parcări despre care edilul a spus că vor apărea în 4 ani. Codreanu susține că în jumătate de mandat ar fi trebuit să fie construite măcar 5.000, lucru care nu s-a întâmplat. Ce ține de curățarea râului Bâc, fostul primar interimar afirmă că banii au fost cheltuiți degeaba, iar proiectul Smart City așa și nu a înaintat spre faza de implementare. Eu îl invit pe Ceban să se mai plimbă încă o dată cu suita lui de consilieri și de specialiști fără diplome pe râul Bâc și să vadă unde sunt 3,6 milioane de lei. Pentru că stă Lut, Nisip, Pietriș, numai apă nu este acolo, Ion, punând doar un semafor în fața primăriei. Domn primar, asta nu e oraș smart. Spre final, Ruslan Codreanu l-a acuzat pe Ion Ceban de o administrare proastă a treburilor municipiului și de faptul că în jumătate de mandat a făcut doar politică. Ion, eu nu știu unde ai învățat tu. Am auzit că am învățat la aceeași școală din Berlin. Probabil că ai rămas repetent și acolo. Acum, ce că faci un masterat la Moscova? Apucă-te de administrat. La ora difuzării acestei știri, nici edilul capitalei Ion Ceban, dar nici Natalia Ixar, consilierul său pe comunicare, nu au răspuns la mesajele și apelurile noastre pentru o reacție. Noi reguli de intrare în spațiul Schengen. Începând cu anul viitor, cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv moldovenii care nu dețin pașapoarte românești, vor fi obligați să completeze o cerere care va costa 7 euro pentru a avea acces în această zonă. Completarea cererii va fi gratuită pentru persoanele de până la 18 ani și cele trecute de vârsta de 70 de ani. Noua regulă denumită Sistemul European de Informații și Autorizații de Călătorii are drept scop sporirea securității și prevenirea amenințărilor la adresa sănătății în cadrul blocului comunitar, transmite presa română. Completarea formularului ar trebui să dureze doar câteva minute. Acesta va necesita informații biometrice din pașaport și detalii de călătorie, precum și câteva întrebări de securitate. Călătorii sunt sfătuiți să depună cererea cu cel puțin 72 de ore înainte de a avea nevoie de ea, pentru a evita eventuale întârzieri. Odată aprobată, aceasta va fi valabilă pentru 3 ani, după care va trebui reînnoită. Norma va fi introdusă pentru cei care vor să călătorească în spațiul Schengen în scopuri turistice sau de afaceri și nu va înlocui o viză de studii sau de muncă. Prin urmare, cetățenii din afara UE care doresc să locuiască, să studieze, să muncească sau să rămână în spațiul Schengen mai mult de 90 de zile, vor trebui să solicite o viză adecvată situației sale. Astfel, noua regulă nu va schimba lucrurile în mod fundamental. Deoarece oamenii vor avea în continuare dreptul să petreacă cele 90 de zile în interiorul UE, dar procesul nu va mai fi complet lipsit de administrare. În prezent, spațiul Schengen include 22 de țări din Uniunea Europeană și 4 din afara acesteia. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție!